Moda căutatului de Pokémon trece la un alt nivel. Dacă dai peste acest exemplar, te îmbogățești. Compania din spatele animației de succes Pokémon va face un Pikachu de cristal ca să aniverseze 25 de ani de la lansare. Figurina cântărește aproximativ 9 kg și va fi produsă în doar 25 de exemplare. Costă 25.000 de dolari bucata și e făcută în colaborare cu producătorul um, francez de cristare, Baccarat. E nimica toată față de cât a plătit un american pentru un simplu cartonaș Pokémon, 60.000 de dolari. Este anchetat acum de autoritățile statului Georgia pentru că a folosit banii din fondul de ajutorare COVID pentru a plăti acest obiect. Ar putea sta 20 de ani în închisoare pentru fapta sa. În Japonia există și o companie aeriană care zboară cu avioane personalizate pentru fanii Pokémon.